Dani, pentru că astăzi este Ziua Internațională împotriva fumatului, astăzi 31 mai, vom face un set de exerciții prin care să ne ajute să conștientizăm mai mult efectele nocive pe care fumatul le are asupra corpului, cum prin oboseala fizică pe care o resimțim în timpul antrenamentului, dar și prin insuficiența cardiorespiratorie, la fel pe care o avem în antrenament. Să fac o mică paranteză. Duminică am reușit să adunăm 50 de persoane, să ne urcăm într-un autocar, să facem diverse activități pe Valea Prahovei. La un moment dat, într-un antrenament undeva la 1200 de metri pe un platou, am sesizat că unele persoane rezistau mai puțin decât celelalte. Acea lipsă de rezistență era dată tocmai de faptul că ele fumau și celelalte nu, deși toată lumea făcea sport de acolo. Da, la noi la Enduro se întâmplă un lucru interesant. Cam toți colegii mei de antrenament, rând pe rând, s-au lăsat de fumat, tocmai pentru că intervine frustrarea de la un moment al antrenamentului în sus, îți dai seama că ceva te desparte de ceilalți, faptul că fumezi. Rând pe rând s-au lăsat de fumat. Doamne ajută, nu încercăm aici să facem educație neapărat, dar încercăm să vă ducem pe un drum. Te rog! Bun, fetelor, o să vreau așa. O să vreau să ne așezăm într-o poziție de fandare cu piciorul pe lateral întins, da? Bun, avem palmă pe genunchi, brațul opus jos. Prin săritură schimbăm piciorul, da? Haide, și sărim și schimbăm. Asta e, și din nou, asta e. Și alternăm, da? Braț și picior opus, exact. Nu-mi ridici foarte mult trunchiul de la sol, îmi ții piciorul întins lateral, asta e, Miruna, apleci foarte puțin trunchiul, dai drumul la respirație, dar e foarte important să-ți menții respirația ca să reziști cât mai mult pe timpul repetărilor, da? 3, 2, 1, bun, fetelor, o să vreau așa, ne așezăm într-o poziție de fandare, da? Cu piciorul întins de la spate, revin cu genunchiul sus de 3 ori, da? Hai să vedem, 1, 2, 3, la a patra, mă ridic cu genunchiul sus, sar cu brațul lângă ureche și revin jos. Hai să vedem. Și 1, 2, 3, mă ridic, arunc brațele, bine, și revin. Și iar 1, 2, 3, sus, Miruna, haide. Bine, ridică genunchiul astfel încât să reușești să te sincronizezi cu săritura. Bine, haide, hai, Flavia, asta e, 3 și sus. Bine, încă una, Flavia, hai, și 3, 2, 1, bun, stop, ne oprim. O să vreau așa. Suntem la verticală, da? Facem 10 sărituri mici cu palmele orientate înspre sol, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 11-a sar spre verticală. Hai să vedem. Și 1, 2, 3, hai, Flavia. 6, 7, 8, 9, sus. Hop, bine, hai. 3, 4, 5, 6, hai, Miruna, și sus. Bine, haide. Și Amalia, hai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sus. Bine, încă una, hai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, sus. Bine, stop, fetelor, ok. O să vreau să ne așezăm într-o poziție de flotare, da? Avem picioarele depărtate la nivelul umerilor. Depărtez prin săritură, apropii. Aduc picioarele cât mai aproape de brațe cu bazinul sus și revin. Și din nou, depărtez, apropii, sus și revin. Și continui să fac același lucru în mod constant. Asta e, nu depărtăm foarte mult picioarele, da? Atât cât să pot să am o constanță, să nu întrerup ritmul și să continui să inspir și să expir în același interval, da? Asta e. Și 3, 2, 1, stop, fetelor! Bun! Ultimul exercițiu, da? O să vreau să ne așezăm pe spate culcat. Ok. Mâine la tâmplă, am cot și genunchi opus, la care alternez 10 repetări. Hai să vedem. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sus. Întind picioarele. Am 10 pulsări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Din nou îndoi genunchii, din nou mâine la tâmplă, alternez. Cot și genunchi opus. Intens, 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 intens. Bine, și 2, 3, foarte bine, Flavia, Miruna, ținem genunchii mai întinși, acolo, umerii mai sus, haide, și, ultima, Amalia, cot și genunchi opus, întindem piciorul în față, e foarte important, bine, și, asta e, și sus, ultima de pulsări, acolo, picioarele apropiate, arcuiește bine trunchiul, palmele cât mai aproape de glezne, 3, 2, 1, stop, bravo, fetelor!